Nicio schimbare din punct de vedere meteorologic la Giurgiu. Vremea se menține în continuare închisă, dar în limite normale pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor scădea puțin și treptat, se întrevăd ploi, dar slabe cantitativ și pe arii destul de restrânse. Regimul termic nocturn va fi normal pentru mijlocul lunii noiembrie, chiar dacă se vor înregistra și minime de 3-4 grade Celsius. Joi la Giurgiu vor fi nori pe tot timpul zilei, cu șanse reduse de precipitații și vânt rece. Va fi cea mai friguroasă zi din această săptămână, cu o maximă ce nu va depăși 11 grade Celsius. Astfel, la Bolintin, Mihăile și Izvoarele se vor înregistra 12 grade Celsius, la Ghimpați, Hotarele, Comana și la Giurgiu 11 grade Celsius. Viteza vântului va fi de 19 km pe oră dinspre est-nord-est, presiunea atmosferică 761 mm coloană de mercur. Apele Dunării sunt în creștere cu 35 până la 45 de centimetri, cota probabilă 93 de centimetri, umiditate 80%.